da, vezi, nici pe la mall nu mai ești. Când ai văzut Adrian Cristea, te-ai înverzit. Ce ai fi zis? Ce am făcut? Hai mă, că până la urmă, ce se poate întâmpla dacă te duci la mall? A, la mall nu, dar dacă mă fotografiază când schimb scuteci. Fii atent. În mall? Nu, oriunde schimb, dacă e nevoie și în poală. Și dacă nu trebuie, poți să le schimb și pe ale mele în curând, stimatele spectatori. În emisiunea noastră veți auzi o poveste care, după părerea mea, este atât de actuală, deși s-a întâmplat undeva după anii 80. O poveste pe care nu o știe nimeni pentru că e ascunsă bine de un zâmbet absolut strălucitor. Xonia și mama ei, Leontina Sachelaru. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Și noi, să rămână din suflet. E prima apariție. E prima apariție. Bună ziua și bine v-am venit. Întâlnit. Bine v-am găsit. Bine că vă văd așa. Foarte mult pentru prezentarea și pentru invitația care mi-ați făcut-o. Uite-o, mă, zici că uite pește în apă la prima apariție. Stai. Deci prima apariție și se poartă așa. Știți că de obicei, la prima apariție, oamenii nu zic nimic. Nu rămân așa, ting, și se uită la noi. Cred că mama are atâta emoție încât acum vrea să vorbească. Vă urmăresc show-ul dumneavoastră. Este un show minunat. Și vă urmăresc tocmai din Australia. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Și vă invităm pe canapea. Haideți să luăm loc pe canapea albastră. Și să ne aducem aminte lucruri frumoase din viața dumneavoastră pe care nu le-ați mai spus până acum. Da, înțeles. În anii 80... 84, hai să zicem, toată lumea voia să plece din țara asta. Foarte mulți oameni și-au pierdut viața încercând să treacă granițele în toate felurile. Nu vă ascund că mulți dintre ei, multe familii au rămas cumva desperecheate din această pricină. La un moment dat, tatăl Xoniei, adică soțul dumneavoastră, aveați un copil atunci, l-aveați pe Ciprian. Avem pe Ciprian și atunci el avea... Microfonul puțin mai aproape, vă rog, mulțumesc. Avea 5 luni atunci, pe perioada aia. 1984. Ca în cartea lui, așa. Da. Și el v-a spus că transportă niște marfă peste graniță, era șofer. El era prietenul lui, nașul lui, era șofer și el a mers să-l ajute, de fapt, pe el atunci. Bun, ce să vezi, a doua zi dimineață v-ați trezit cu securitatea la poartă. Toată noaptea nu am putut să dorm, așteptăm pe soțul, bineînțeles, că așa aveam noi convenție. O datină lăsată să facem baie la micuț împreună, soț-soție, care aveam o plăcere deosebită și el și eu. Așteptându-l toată noaptea și până dimineața, la 7, bineînțeles că nu am putut să dorm, atunci a venit poliția la ușă și mi-a bătut la ușă. Pentru prima dată am zis, s-a întâmplat ceva cu soțul, pentru un accident, știam că a plecat cu mașina. Mi s-a spus, nu, dar vrem să știm unde este și ce știți dumneavoastră. Păi atunci am zis, păi eu nu știu nimic, i-am spus adevărul ce a fost. Și zice, păi, este altele probleme aici. Aude. Și eu n-am știut chiar nimic. Ce probleme? Știut. Soțul, fiind... noi ne-am iubit foarte mult, într-adevăr, și el a luat o decidere, după aia mi-a explicat mie. N-a vrut să vă spună ca vrut să nu vă încarce, pentru că vă știa un om foarte sincer. Sincer, simplu, sincer și știa consecințele care va fi în urmă pentru mine și pentru copil. Și atunci el s-a decis, ținând la mine foarte mult și mă iubea foarte mult și ne iubeam, să țină un secret care se va, pentru mine, va fi un mare ajutor pe viitor. Ați așteptat vreo 3 zile până la semn? Am așteptat, 3 zile. Ce ați simțit în alea 3 zile în care nu știați nimic? Atunci, alea 3 zile, îmi făceam fel și fel de gânduri, că nu știam ce să cred și cum să cred. Știam foarte mult și aveam încredere în el, că el m-a iubit enorm și eu pe el. Adică ne-am iubit reciproc. Dar nu v-a fost teamă că a făcut accident de mașină? Nu. Am știut că el va... Am simțit că el va reveni cumva, ceva s-a întâmplat cu el și el va reveni pe parcurs cu un telefon. Cu veste, cu orice veste. De oriunde. Dar nu mi-am dat seama niciodată că Ați crezut că v-a părăsit?
Ca orice om s-ar fi gândit la asta. M-am gândit așa că poate m-ar fi părăsit, la poate așa numai o perioadă scurtă, fără să-și dea seama, dar știam că noi... Ați crezut în dragostea? Am crezut în dragostea noastră și ne-am luat din dragoste. Da. Aceste trei zile despre care Teo vă întreba, nu au fost complicate doar din simplu fapt că dumneavoastră așteptați un semn, ci și prin faptul că poliția v-a tot căutat în această perioadă. Nu miliție pe atunci, miliție, era groaznic. Da, securitatea. Groaznic, și securitatea. Ați ajuns în fața unui judecător, corect? Da. După trei zile, hai să vă spun așa în mare, soțul mi-a dat un semn. Păi, când mi-a dat telefon și mi-a zis vreo câteva cuvinte, care cuvintele lui au fost așa: eu sunt bine, sunt în Iugoslavia, ai grijă de tine și de copil și te iubesc. Și-a închis telefonul. Închis telefonul când a putut să vorbească mai mult. El era deja în lagăr. El era în lagăr și pe mine m-a păzea poliția, da, miliția, în fiecare zi, probabil pas cu pas, mă urmărea. Da. Așa. Asta timp de 2 ani de zile. Da, asta timp de 2 ani de zile, bineînțeles. Cum ați trăit 2 ani știind că e cineva care vă privește în ceafă tot timp? Da. La magazin, la serviciu. Da, mă mir că nu v-au dat afară de la serviciu. M-au dat afară și de la serviciu. Aoleu. Da. Unde lucrați atunci? Lucram atunci la fabrica de biscuiți, în laborator și la secție de împachetat biscuiți. Și v-au zis gata. Și da, mi-au venit, ce s-a întâmplat? Aveți rude în străinătate. Da, păi eu am pus aplicație când soțul deja, hai să vă spun, o plecat din Iugoslavia, mi-a mai dat un telefon și zice, atât două cuvinte mi-a zis, plec spre Australia și-a închis telefonul. Bun. Da. Atunci eu nu mai știam ce și cum, ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că el deja pleacă mai departe. Între timp, când noi am ajuns acolo, el mi-a zis că a luat șansa să ieie avionul, primul avion și care îl sponsează țara, el va pleca. Și a fost Australia. A fost Australia prima și el a luat-o prima pe Australia. Fără discuție. Așa a fost destinul. Cum să vă spun, lui era foarte mare frică, că știți cum era. Cred că era frică era pentru el, frică? Mai degrabă pentru soția lui iubită, care a fost nevoită să renunțe la cetățenia română la vremea respectivă. Cetățenie la care însă Leontina a ținut atât de mult încât a vrut neapărat să o recupereze și pe care a plătit-o scump după aceea. Bineînțeles, ca să plec din România, m-a obligat, cum era timpul alea, se obliga și după perioada de 2 ani, mi s-a spus așa, vă dăm plecarea, oferta să plecați, dar renunțați la cetățenia română. Da, mama a fost sponsorizată și ea de Australia să vină să fie alături din reîntregirea familiei și cu copilul. Pe perioada aia se ținea foarte mult la familie. Da. Dacă soția sau invers, că avea familie, era un suport imens, foarte mare. Așa e. Care vroia ca să aducă familia, copiii lângă tine, să fie împreună, în continuare. Și atunci, bineînțeles că Australia tot dădea răspunsuri că o vrem pe soția lui Vasile Sachelaru, care este soțul, și bineînțeles eu sunt Leontina Sachelaru. Și ați ajuns acolo? Să mă aibă pe mine. Da. I-ați povestit vreodată fetei dumneavoastră ce a însemnat pentru o româncă jet by jet, născută, crescută în România, un om simplu care a lucrat la fabrica de biscuiți, să se trezească într-o zi în Australia, unde totul era sclipitor, unde se găseau de toate, a fost un șoc uriaș. Da. Stai puțin, știu povestea foarte bine. Da. Mama n-a fost foarte impresionată când a ajuns în Australia. Nu cred. A zis că n-au fost clădirile așa atât de mari cum ea credea că va fi. Nu cred. Deci a fost total dezamăgită. Zi adevărat acum. Corect. Când am ajuns în aeroport, bineînțeles, în 84, mai târziu, în 86, soțul în 84, mă scuzați, și eu în 86, cu băiatul. A fost o călătorie foarte plăcută, că soțul din Australia mi-a plătit și om de
asistent ca să mă ducă cu copilul, cu geamantanul, de la aeroport până la hotel, de la hotel până iar până la aeroport. Eu da, își făcuse un rost deja din moment ce avea bani să plătească. Da, bineînțeles, el lucrase. Cum a ajuns în Australia, eu l-am dus direct la serviciu, nu la serviciu lui, că nu ți-a aproba jobul care i s-a oferit, munca de jos. De jos. Logic. Și el a luat munca de jos ca să ne suporte pe noi și să poată să ne aducă pe noi, să pregătească cât mai repede pentru să fim și noi acolo cu el. Că dorința lui era asta și a mea, bineînțeles, la fel. Logic. Așa. Când am ajuns în aeroport, atunci acolo, în Melbourne, bineînțeles, soțul cu flori, cu prieteni și așa mai departe, foarte frumos, foarte... galant, da, mai ales după o despărțire atât de lungă. De 2 ani, vă dați seama, 2 ani de zile. De 2 ani. Cum ar fi fost deja... prima întâlnire. Prima întâlnire. Da! Da? De dragoste. Da, da, da. Așa. Îi spuneam la soțul, ne-am luat în mașină și îi spuneam la soțul, vreau să văd unde este orașul, în centru. Și el tot îmi spunea, stai că-l vezi pe stânga, stai că-l vezi pe dreapta. Tot mergeam și zic tot, mă uitam și în sus și în dreapta și zic, puiu, dar nu este, mame, clădirile. Care eu din Timișoara, din București, le știam, da? Bineînțeles că am locuit 11 ani în Timișoara. Și el spunea, stai că le vezi. Păi am trecut de oraș și zice, uite, ele acolo așa. Zic, mamă, dar asta nu, ce-i oraș ăsta? Zic, sunt foarte descurajată și dezamăgită cu orășelul. Era atunci în timp de dezvoltare. Și să vedeți acum ce oraș este după 32 de ani. Ce clădiri și ce... Știi ce mi se pare ireal la relația dintre Leontina și mine? Ne vedem pentru prima oară în viața noastră. Aveți cuvântul nostru de onoare că nu ne-am vorbit niciodată. Am făcut click din secunda în care ne-am văzut și zici că suntem prietene de o viață. În ciuda faptului că uneori ți se întâmplă să gândești în limba engleză direct. Nu știu dacă ai observat. Da. Ai băgat de seama că tu ai început deja în anii ăștia să vorbești, să gândești în altă limbă. Te-ai fi gândit vreodată? Nu. Am avut diferite șanse să fiu în alte țări, în America, în Germania, oferte, dar am zis nu, că nu-mi lăs țara mea, că o iubesc, îmi place lumea de aici, sunt româncă și sunt mândră că sunt româncă. Să ce-ți de mai afla. Vă mulțumesc! Eu acum mă gândesc în limba română și apoi engleză și mama este invers. Este invers, da. Ce a simțit o româncă atunci când a văzut că țara se mișcă în 89? Ce a fost în sufletul unui român care era departe și nu putea să ajute cu nimic? Mai ales în Timișoara. În sufletul meu a fost o durere foarte mare în privința că a murit atât de multă lume și multă lume a suferit ceea ce s-a întâmplat la momentul potrivit. Asta mă gândeam. Aveați prieteni lăsați acasă. Prietenii noștri, familia noastră, toți românii din România. Și ați putut să luați legătura cu ei, să-i întrebați, noi oameni buni, trăiți? Am sunat. Ne-a costat mulți bani, să știți. Vremea era înfiorător. Foarte scump. Cu taxă. Da, foarte. Era $3 pe un minut. Atât de scump era. Dar, într-adevăr, fetița avea 3 luni atunci. Da, 3 luni de ea. Și pentru noi a mai însemnat ceva foarte important, că ea, în anul care s-a născut ea, a fost o revoluție foarte sângeritoare și foarte dureroasă pentru toți românii. Nu contează că a fost de aici sau că a fost în altele țări, dar a fost dureros pentru toți. Bineînțeles, pentru alții care și-au pierdut familia, este și mai dureros și apreciez și îmi pare foarte rău pentru oamenii aia din suflet. Ne întoarcem un pic și la Xonia, care în momentul ăsta traversează niște stări. Puneți-vă în locul ei, trecutul ei, familia ei se află în momentul ăsta în direct expusă în fața tuturor. Vă dați seama că ei trebuie un curaj fantastic. În primul rând, încredere în mama ei pe care s-o aducă la televizor pentru prima oară. În al doilea rând, încredere în judecata voastră, ca să înțelegeți că artistul care a devenit ea a devenit în urma acestei întâmplări, cumva. Adică tot ceea ce reprezinți tu vine din spatele tău, istoria ta până la urmă. Așa este și mi-am dorit foarte mult să vă fac cunoștință cu mama mea. Cum știți, sunt născută, crescută în Australia. Sunt în România de câțiva ani, iar familia mea a rămas în Australia, mama, tatăl meu și fratele meu. Da, și de obicei mă duc eu acasă o dată pe an, în ianuarie, când în timpul... Când ninge aici, când ninge și atunci te duci la căldură. Dar acum înțeleg de ce vorbești exact acasă. Așa, pentru că tu vorbești exact ca mami.
Sau mami ca mine. Aha, că mami a învățat să vorbească de la tine, desigur. Voi ați vorbit românește în casă? Am vorbit limba română în casă. Mama și tata cel mai des vorbeam limba română, însă eu și fratele meu vorbeam mai mult în limba engleză, fiind și limba pe care trebuia să-l vorbim la școală. Asta. Și mai trebuia să și ajutăm pe părinților noștri să se descurcă mai bine la muncă. Da, cu engleza. Cu engleza, fiindcă și mama și tata nu știa limba engleză, nu știa să citească sau să vorbească sau să scrie. Și a fost destul de greu și să crească doi copii până la urmă. Asta. Și să avanseze în muncă și să țină casa și să ne oferă nouă toate lucrurile pe care ne-a oferit și trebuia neapărat să aibă de și lucru. Să mai și studiem. Asta te... Și asta. Cum ai reușit să te înțelegi cu colegii tăi de serviciu în primele zile? Păi, în primele zile era foarte mult să arătăm cu degetul. Se spunea body language. Body language, da. Bine, aia vreau, aia vreau. Sunt foarte mulți străini și... Dar timpurile alea erau un pic mai strict. Din ce cauză era mai strict? Erau mai puțini oameni veniți din toate... Erau oameni veniți, mai puțin imigranți. Acum e mai complicat. Este 85% imigranți care ne ajutăm și ne suportăm unul pe alții. Că fiecare la rândul nostru am fost un imigrant și atunci imigranții ajută pe alalți foarte mult, imens. Ce minunăție! Da. Dar nu, e și distanța mare, e în altă emisferă, e totul alandala. Da, dar o civilizație deosebită, foarte diferită, primul rând, lucrez foarte greu, ca să știți. Dar dacă eu vreau să vin, da. Eu, de exemplu, la 50 de ani, da, sunt bătrână la 50 pentru nu, ei, nu? Nu, nu. Dar vorbesc limba. Mă jigniți aici. Păi da, în asta suntem, acolo din suntem un pic mai, știți, mai în vârstă, poate chiar sunt și eu. Păi asta da? Zic, dar eu ca proaspăt venit. Nu, sunteți primită la fel ca orice om. Serios? Da, da. Și nu se face diferența că ce vârstă ai, se uită persoana care tu... apar, ești, cum te comporți, da. Ce meserie ai și disciplina. Și să disciplină. Fii un om disciplinat. Serios. Și foarte cinstit, câștigi în viața foarte mult în Australia. Astea, lucrurile astea două se cere. Munca, disciplina, să fii cinstit. Exact ca la vin. Noi în România. Vin! Nu vă așteptăm pe toată lumea. Mulțumim din tot sufletul. Sunt foarte puțin. Dacă faceți un calcul... cum să vă explic, numărul de locuitori per kilometru, vă veți da seama că e loc în Australia. Bine, sunt anumite zone care nu prea sunt locuibile, dar e foarte mult loc pentru toată lumea. Vă mulțumim mult de tot. Și noi vă mulțumim. A fost minunate. Bine și vă apreciez foarte mult de invitația oferită de dumneavoastră și vă urmăresc și în continuare. Aveți o fată senzațională. Vă mulțumim mult de tot. Vom vorbi în continuare tot despre lux. Luxul pe care unii l-au primit, alții și l-au făcut prin mâinile proprii, dar până la urmă chiar vorbeam cu brusucelul. Luxul e ceva ce, fără ipocrizie, e dorit de tot.